George Enescu își împărțea timpul între studiul permanent al viorii, care îi solicita energie și creație, pe care de multe ori era nevoit să o treacă cu părere de rău, chiar cu revoltă, pe un al doilea plan. Quand on parle de George Enescu, on pense en Europe au violoniste, en Amérique au compositeur. Oh, si je dois dire la vérité, je suis né compositeur et toutes mes forces se sont toujours appliquées à aimer la musique et à essayer de composer. Si le nombre de mes ouvrages est relativement restreint, c'est que je n'ai voulu donner, laissez-moi vous le dire très franchement, sans faux orgueil ni basse humilité, que le meilleur de moi-même. Oui, je n'ai pas voulu publier ce que je ne considérais pas comme aussi achevé que possible. Pour moi, le violon n'a été que le moyen de me rendre indépendant, et ceci au profit de mon indépendance musicale. Quand, au début de ma vie d'artiste, je voyais mes camarades obligés pour vivre d'accepter des besognes commerciales, bureaucratiques, comme j'ai d'alge me le nommer, de la musique alimentaire. Cariera de violonist al lui Enescu s-a desfășurat pe marele repertoriu clasic, romantic, modern, contemporan lui Enescu, pe literatura muzicală românească și fără îndoială că Enescu a făcut din vioară un instrument care l-a blestemat, dar în același timp l-a și adorat toată viața. L-a blestemat pentru că nu i-a lăsat timpul material să se ocupe de ceea ce spunea el că este în primul rând, compozitor. L-a adorat pentru că simțea că îi dă tot ceea ce sufletul lui avea de spus lumii. În creația multor compozitori, lidurile reprezintă păcatele tinereților. Unii dintre ei revin asupra acestui gen dintr-o pornire sentimentală, dintr-o necesitate de a sonda liricul, un liric fructificat de către poezie în acest gen unic care este cântecul cu acompaniament de pian. Schumann, irresistibil, douloureux et tendre dans les amants du poète. Clément Marot, reprezintă o intrare în mentalitatea, în atmosfera, în universul poetic atât de amuzant, aș zice, a lui Clément Marot, pentru că există nu numai cântece cu caracter erotic, sentimental în aceste liduri, ci există și accente comice, satirice, pe care Enescu le-a exploatat cu un simț al programaticului, aș spune. Droit qu'une allée, puis il
Trevigno. Come una ghigna di rose sonni. Aceste poeme de Clément Marot, care era un scriitor de curte la curtea regelui François I al Franței, sunt scrise în perioada în care pronunția limbii franceze și chiar sintaxa ei se schimba foarte mult. Dacă ați încercat să faceți o analiză a influențelor pe care Enescu le are în aceste cântece, unde l-ați situa pe Enescu? Cred că l-aș situa într-un punct destul de ciudat, care ar fi o întâlnire